Veselú, dragii mei! Veselú, dragile mele! Înainte de a vă arăta masca promisă, botox la domiciliu, cum eu o numesc, vreau un pic să vă povestesc despre perioada aceasta a mea de peeling. Cei care mă urmăresc știți că a fost o perioadă de pregătire de peeling. Acum mi-am făcut primul peeling, mai am încă două peelinguri și desigur că îngrijirea după peeling este foarte importantă. Și ce măști fac și ce fac eu după peeling? Cum îngrijesc? Cum îmi regenerez tenul? Primele 2-3 zile las ca tenul să se odihnească, nu-l ating deloc, doar rutina de îngrijire cu creme de hidratare și serul care îl folosesc, la fel. Doar o cremă și un ser pentru hidratare. Dar după a treia, a patra zi, încep să aplic măști în fiecare zi. Eu și acum folosesc o mască de hidratare de la Academie Scientific de Bote, din cumiere, peste o zi masca aceasta, următoarea zi o mască la domiciliu. Și între timp cred că îmi voi procura și încă ceva de la Academie. Mi-am luat chiar și revista, catalogul acesta, să o studiez și să-mi aleg ceva frumos de aici. Și vă propun masca aceasta care vă zic cu efect de botox la domiciliu, care este foarte bună, foarte cu acțiune profundă. Voi care sunteți în etapa de peeling sau folosiți măștile de înalbire, desigur puteți să le combinați. Eu folosesc măști de regenerare, măști de hidratare, măști de hrănire, chiar în perioada de peeling. Și trebuie, de ce mă motivez? De ce mi-am zis ca să vă povestesc despre măștile mele? Căci cu vârsta e bine să folosim cât mai multe măști. O diversitate de măști, în fiecare zi, măști, mini-măști, care le aplicăm pe 2-3 minute, măști care le aplicăm pe jumătate de oră, chiar și o oră, măști de 20, 30, 15 minute, dar să fie o diversitate, mai ales după vârsta de 35 de ani, după 40, după 50, nu mai zic la 60 de ani, căci trebuie să avem grijă de sănătatea tenului nostru. Vă las să urmăriți cum am preparat această mască. Această mască nouă o să o vedeți în totalitate cum eu aplic, deoarece merg la saună și acolo o voi aplica, unde mă voi împărtăși și cu alte doamne cu această mască. De aceea vă las doar să urmăriți cum am preparat-o și ce efect benefic veți primi dacă voi la fel o veți folosi-o. Aștept comentariile voastre să-mi scrieți care măști vi sunt mai plăcute, care măști vă merg, ce vă place mai mult, care le-ați experimentat. Căci mie îmi place să experimentez diferite măști. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și intrați pe vlogul Frumusețea Vârstei Elegante.com pentru a găsi și muzicuță relaxantă în timpul aplicării măștilor. La revedere, vă îmbrățișez cu drag, Veronica Sandu, medic-cosmetic. Dați să vedem masca aceasta, care o numesc Botox la domiciliu. În primul rând, avem aici praf de cherub, pudră de roșcovă, smântână și ulei. O să deconectez radioul. Cherubul se amestecă bine cu smântâna. Adăugăm cherub undeva, am aici două lingurițe de ceai. Două lingurițe de ceai. Vai să iau o lingură smântână. Voi adăuga smântână. Cam atâta. Dați să mai adaug încă o lingură de masă, așa, și ulei de amigdale, puteți să luați ulei de jojoba,
ulei de floare soarelui, ulei de semințe de strugure și adaug ulei. Eu, la ochi o să adaug. Așa. Adaug la ochi undeva două lingurițe de ceai. Și voi mestica bine, bine, bine. Pudra de roșcovă puteți să o înlocuiți cu cacao. Pudra de roșcovă conține calciu, care ne oferă fermitate și lifting tenului. Smântâna înălbește tenul și ajută ca substanțele nutritive din cherup să penetreze bine tenul. Se primește o masă foarte plăcută, aromată, foarte gustoasă. Dacă vreți ca această mască să aibă o acțiune și mai puternică, puteți să adăugați și făină de cartofi. Cherubul și uleiul de amigdale l-am procurat de la gastronomul MD. O să vă atașez site-ul în descriere. Ce am mai procurat eu de la gastronomul MD? Iată aceste boabe de cacao pe care eu le folosesc la amestecul care l-ați mai văzut în filmulețe, un amestec special pentru echilibrarea fonului hormonal. O să vă las în descriere filmulețul pe care l-am publicat în primăvară. Aici am semințe de cânepă și semințe de in, la fel procurate de la gastronomul MD. Sunt foarte gustoase și folositoare. Prealabil eu le hidratez. Le țin în apă undeva 30 de minute, apoi prepar acest amestec. În afară de aceasta, boabele de cacao le mai folosesc ca tonizant. Dimineața eu nu beau cafea, dar mă desfăț cu 3 boabe de cacao pe care le rug bine și mi-ajută și mă tonizează. Semințele de in și de cânepă le mai folosesc în terciuri, mai des în terciuri. Le dau pe mărâșniță și le folosesc sau la pregătirea bucatelor vegane. La fel o să vă atașez linkul în descriere. Măsculița aceasta eu o pregătesc astăzi pentru saună și nu o să vedeți cum, doar că o să vă iau cu mine la saună, căci această măsculiță va fi împărțită și cu alte doamne. Și vă îndemn să încercați toate măsculițele pe care le public eu. Vă îndemn să încercați și această măsculiță. Sper să vă placă. Eu vă doresc o zi bună, o zi frumoasă, o zi plină de bucurii și de relaxare.